Mi se pare mie sau miroase a ceva? Tata, te rog, nu miroase a nimic. Sigur? Da. Și totuși mie miroase. Ne-ai mai făcut o surpriză? Vai de mine, se poate, domnul Chileu, nici gând, adică sunt pregătit de data asta, nu? Am înțeles, da. Înseamnă că am rămas cu ea în nas de-aseară. Tata, te rog. Ce vrei să faci, ce-i vina mea? Haideți să mai extindem atmosfera și să vorbim despre altceva. Vai de mine, sunt total de acord. Vă place salata de băuf? Foarte gustoasă. Eu am făcut-o, este o rețetă de la mămica. În ce constă secretul? Fiert toate legumele în apa în care fiert carnea. E delicioasă. Pot să fiu sincer? Da, sigur, vă rog. N-are sare deloc. Știu și murăturile astea... Gogoșarii? Da, nu trebuiau puși deloc. De ce? Mi-aduc aminte de mirosul de aseară. Tata! Bine, dragă, tac. Robi? Da. Robi, ia să arată așa duicrele. Și cum e să fii primar? Cred că este foarte solicitant, nu? Vai de mine, Eugenia spune, este groaznic. Adică, bine, îmi place foarte mult, fac totul pentru cetățeni, dar mă obosesc foarte tare. Este epuizant, nu? Exact. Practic sunt zile, ani, luni, secunde, nopți în care muncesc atât de mult că practic n-am timp să respir. Da, înțeleg. Și mie mi s-a întâmplat. Ieri n-am mai putut pur și simplu să respir. Să știți că se vede că s-a dezvoltat foarte mult localitate. Ah, da, bineînțeles. Păi chiar mă gândeam, ce zic eu, mă gândeam, de fapt am dat drumul la un proiect european, suntem în faza de săpături. În 2 ani de zile vom inaugura metrou aici în Fierbinți. Wow! Ne înțepăm direct în București. Vai de mine, ce mișto! Bine, bine, și o ambiție de-a mea, un orgoliu. Acolo la universitate este o librărie, Mihai Sădoveanu. Eu merg acolo cel puțin o dată pe săptămână. Wow. Dar sunt cliptoman după literatură și practic acum voi ajunge direct în librărie. Bine, mai am și alte proiecte europene. Vreau să fac un aeroport național. Vai! Da, e deja pe țeavă proiectul. Practic suntem în faza de studii de vizibilitate. Începem cu curse interne și de ce nu chiar și externe. București, Dubai, cu escală unde? În Fierbinți aici. Mama mea, ce mișto! Bine, ca primar îți dai seama că să am și bilete gratuite și... Da, mai bine ați trage canalizare. Mă, nu, nu, de fapt nu canalizare. Gaze. Mai bine ați trage gaze, dar nu acum. Tata, dar nu e vina domnului primar. Poate nu e fonduri, nu? Nu e, așa e. Păi nu e, tata. Bine că pentru metrou e fonduri. Foarte mișto că e. E. Serviți icre, vă rog. E de pește. Vă plac icrele? E fără griji. Am simțit, să știți, delicioase. Sincer, sunt cam... Robi! Robi, ia icrele și aduc peștele. Uh-huh. Și o palincă, să mai destindem și noi atmosfera. N-am dreptate, domnul Chiloiu. Ai, cum să nu, da, da, dar de asta mi-e frica. Să nu destindem prea mult atmosfera. Tata, te rog. Bine, dragă, o să beau o palincă. Adevărul e că palincă cu pește de minune merge. Vai, dar ce bucurie mi-ați făcut. Acum vă spun sincer, palincă este din Sighetul Marmației. 60 de grade. Îți dai seama că dacă bei un 50, faci pareză pe față. Ia atent. Dar ce comic sunteți! Am multe talente ascunse. Da, acum am explic de unde aveți fața asta. Păi nu, stați pic, că eu nici nu prea beau. Cum? Adică, poate așa de sărbători sau la o recepție, la ceva, dar nici măcar atunci. Eu mai mult, Eugenia, sunt cu natura. Da? Mergi tu pe bicicletă. Batman. Șah. De-astea naturale. Acum, nu că vreau să mă dau mare, așa ca hobby, am dat-o pe beletristică. Absolut, m-am axat pe tot ce înseamnă evoluție, știință, descoperiri. Incredibil unde s-a ajuns. Unde a putut să ajungă știința, incredibil. Îți dai seama unde s-a ajuns să treci de la căruță la ce? La mașină electrică. De la
ca sămânță la floarea soarelui. E uimitor! Perfect! Eugen, ai punctat minunat, minunat! Bine, acum o să am o discuție online pe OLX cu Elon Musk. Da, am primit acordul domnului prefect. Vreau să-l rog să întoarcă sateliții spre Fierbinți. De ce? Pentru că avem o problemă cu internetul. Practic, cablul se blochează și... Incredibil. Incredibil. Absolut tot ce vorbesc, tot cu gândul la cetățeni. Incredibil. Epuizant. Da. Vai de mine, dacă ți-e de mare. Am făcut și eu tot ce am putut. Eugenia, mi se pare mie acum pe bună. Sau peștele stare așa un... Robi, ia peștele și adu desert. Ce? Parfum. Tata. Și o palincă pentru domnul Cheloiu. Și o cafea. Gata, m-au plecat? Nu, mă, dar nu mai suport să stau acolo. Deci l-aș strânge de gât pe tasul. Numai glume cu pârțuri a făcut. Păi nu i-a spus că a fost un accident? Păi a avut timp. Dar las că vede el. Adică? Știi cafeaua aia care i-am dus-o? Așa? Un tub de laxativ am pus. Să vedem acum cine pe cine mai face căcăcios. Robi, ăla nu bea cafea, că e cu inima. Pentru Eugenie? Nici fii să nu bea cafea ca să nu-i facă poftă lui Tasu. Excelentă cafeaua. Și desertul a fost foarte bun. Vai, ce mă bucur că spuneți asta. Deci, domnul Chiloiu, încă o dată vă rog să mă credeți. Practic a fost un accident. Și palinca e minunată. Mă bucur. Ce se întâmplă, Eugenia? Băusem o bere înainte, îți dai seama și cu emoții că... Apreciez. Nu puteți să judecați un om care vă dați seama, nu? Așa este, se mai întâmplă. N-ai cum să... Adică nu poți să judeci un om din cauza unui accident care... Să nu-l mai întreb de primă, nu? Și asta a fost tot ca hobby.